Deșteptarea cu Vlad, George și Luca la Europa FM. O publicație românească specializată pe știri din Austria, ziarul românesc.at. Așa. Publică o listă cu niște legi austriece bizare pe care România ar face bine să le respecte, că altfel ne dau ăștia afară din Schengen. Deci, aparent, conform legislației, da, celor care ne vor trimite acum mesaje, știm că nu suntem în Schengen. Deci, aparent, conform legislației austriece valabile, polițiștii pot stabili doar din priviri. Polițiștii austrieci, da? Pot stabili doar din priviri dacă o mașină depășește viteza și pot percepe și amenzi în consecință. Se uită cum treci, poate să te oprească, Luca se încruntă. Da, da. Și nedumerit. Și miliția mai făcea așa, pe vremuri. Serios. Îți spunea, ai mers prea tare, hai să vorbim. Dar eu nu știam de chestia asta. Da. Deci dacă mă opresc în Austria... Aparent așa e, nu știu dacă o fac, dar ci că este o lege în vigoare. Nu că aș merge eu cu viteză. Da. Da, nu există. Mi se pare, da. Bun. O altă și lege. Poți să întreb dacă are privire omologată? Da, da, este foarte bună. Este interzis să te săruți în tren. Dacă asta îi deranjează pe ceilalți, sigur îi deranjează pe ceilalți doar dacă ești heterosexual alb. Da, ok. Mă rog, aici e mai... Da. Așa. Este ilegal să rămâi fără benzină pe autostradă. Poți fi sancționat pentru că ai condus cu rezerve de combustibil în mod evident insuficiente. Asta mi se pare just. E bună, nu? Da. Treabă. Legile interzic, legile austriece, să mănânci ceva prea mirositor în mijloacele de transport public. Mamă, ce bun ar fi asta și pe la noi. Cum ar fi ce? Să mănânci ceva să prea mirositor. Să nu mănânci practic nimic. Eu m-aduc aminte când eram... Acum nu știu. Acum nu mă mai interesează. Când eram mic... Da. Și plecam de la Iași la Galați cu trenul. Călătoream foarte mult cu trenul. O, ce apostlană. Inevitabil cineva scotea ceva care... Și o brânză de aia. Erau compartimentele alea mai mici, că acum trenul e deschis. Dar da, erau da. Compartimentele alea mici. Aoleu, da. Și deschidea cineva ori o ceapă, ori un cârnat ceva. Da. Era superb, adică... Și nu mâncai mult cu oamenii, da. Că ți-o ofereau întotdeauna. Ba da, asta da. Era șmecheria. Și cineva scotea și o sticlă de țuică sau o palincă. Asta nu știu, că era chiu. Da, mic, tu eram puști. Dar asta cu mâncarea era doar o chestiune de timp până cineva scotea de la un sandwich până la punea toată masa. Ce călătorii se făceau pe vremuri. Acum e trist. Stai singur acolo, tranca, trebuie să citești. Da, dacă scoate cineva ceva de mâncare, te uiți urât. Da. Așa e. Sceneta aia faimoasă cu Demrădulescu în tren. Îi oferă un cetățean o vrătoriță, o pierde și stai zice, sunt proaspete. Eu am mai pățit odată la Zimnicea. Merg cu tren. Da. Și asta e foarte interesant aici. Zice că este interzis să hrănești porumbei în Viena. Bravo! Bravo! Excelent! Bravo. Hrănirea porumbeilor este ilegală în Viena. Oricine este prins riscă o amendă de 36 de euro. Totuși, și aici aș vrea să ne oprim un pic, să discutăm despre subtilitatea... Amenzii. Da. Despre perversiunea acestei reglementări legale, pentru că amenda are legătură cu meniul. Adică, ai voie să le dai firmituri de pâine, de exemplu, dar nu semințe pentru păsări. Și de ce? Deoarece hrana pentru oameni, patiseria, nu? Pâinea, produsele de patiserie, astea, le fac rău zburătoarelor. Și atunci ai voie, vienezii spun că poți să le dai de-astea care le fac rău, îi balonează și... Da, de-ale lor n-ai voie să le dai. Da, de-ale lor nu, pentru că noi, spun austriecii, vrem să diminuăm populația de porumbei. Deci, vă încurajăm să-i hrăniți cu pâine care îi balonează. Îi balonează pâinea? Nu știu, presupun. Mâine mă duc să am două, trei franzele spatele blocului. Auzi, dar la Viena e interzis sau nu să te hrănești cu lebede? Că n-am înțeles până la urmă. Lebede? Deșteptarea cu Vlad, George și Luca la Europa FM.